Voi Micloș, filolog, redactor, profesor universitar, fondatorul lingvisticii istorice maghiare. Rivoi este unul din reprezentanții de vază ai iluminismului maghiar. Se poate spune că a fost cel mai remarcabil polihistor al timpului său. Om de litere, lingvist, profesor excepțional. Participă activ la viața literară și publică din acea perioadă. Contribuie la înființarea Magyar Tudósításság, Societatea de Știință Maghiară, de fapt a Academiei Ungare. Se pricepe la desen și arhitectură. Cea mai semnificativă este însă activitatea sa din domeniul lingvisticii. Pentru el, jurnalismul și beletristica sunt doar mijloace de a sluji o singură cauză, lingvistica. S-a născut la Sân Nicolae Mare. Tatăl său a fost cizmar sărac. Începe școala la Cenad, iar la vârsta de 13 ani învață la școala piariștilor din Szeged. Aici studiază timp de 6 ani științele umaniste. În 1769 devine membru al Ordinului Piarist la Kecskemét. Este hirotonisit ca preot în 1778 la Oradea. În perioada șederii sale la Győr, în 1794, devine preot laic pentru a avea mai multă libertate de mișcare în viața literară și publică. Studiază și predă în mai multe locuri, la Toto, desen și arhitectură. La Veszprém, aici începe să scrie, iar în Carei studiază științele naturii și filozofia. Mai predă la Nitra, azi Nitra în Slovacia, și la Oradea, aici la școala de desen. În acești ani redactează mai multe manuale didactice. Primul, un abecedar, apare în 1777 și este urmat de un dicționar de ortografie și de caligrafie. În 1780 apar volumele intitulate Omezei Gazdaságnak Folytatásáról, despre continuarea agriculturii, și Városi Építésnek Elei, începuturile construcțiilor urbane. Acesta este primul manual de arhitectură scris în limba maghiară, semnificația sa deosebită constând în faptul că Rivoi a creat, respectiv a adaptat pentru limba maghiară, o serie de termeni de specialitate. Deci, prima dată, înființarea unei asociații culturale, să zicem, mai mult culturale, am avut o idee mai de mult, dar tot am amânat, ne-am gândit cum este, până când ne-am hotărât de tot și am zis, gata, facem. După ce 20 de persoane ne-am adunat și hotărârea era gata, atunci a venit ideea cum să-i denumim asociația. Mai multe nume am avut în vedere, dar căutam totuși un nume care aparține de Sân Nicolae Mare, să fie destul de cunoscut, și așa am ajuns la numele de Rivoi Micloș, cine s-a născut în Sân Nicolae Mare și este un, începând cu un savant și filozof și preot și mai multe activități foarte renumite.
1878 publică primul volum de versuri, Magyar Alagyák, prima carte de elegii maghiare. Versurile publicate respectă regulile poetice clasice și abordează cu precădere teme patriotice, mesajul fiind puternic determinat de problematica limbii și științei maghiare. În 1779, Révay îl întâlnește la Oradea pe lingvistul și scriitorul Kozinczy, relația lor transformându-se într-o prietenie pe viață. În 1780 apare cartea sa intitulată A Magyar Nyelvek helyes írása és kimondása felül kettős tanulság, avagy ortografia, două învățături despre vorbirea și scrierea corectă în limba maghiară, adică ortografia. Volumul conține cunoștințe ortografice și reguli de pronunție corectă. În volumul său, Révay susține principiul analitico-morfologic al ortografiei, valabil și în zilele noastre. După anii petrecuți la Oradea, acceptă posturi de dască la Viena, Sopron și Graz. La Viena are ocazia de a se apropia de lumea științifică, iar aspirațiile sale se conturează tot mai clar. Révay Miklós nu este așa cunoscut cum ar fi fost, să zicem, un muzician sau un actor, sau, dar totuși am rămas la Révay Miklós. Înființarea asociației, ca de obicei, este foarte greu la noi, așa a fost și atunci, acum s-ar putea că și mai greu, dar nu ne-am lăsat și am înființat până la urmă, să vă spun și data fixă, de la 2004, februarie 19, avem actul de înființare.
Se naște ideea inițierii publicației Költe Minești Duite Min, culegere de poezii, și necesitatea înființării Tudor Stașășac, Societate pentru Știință a Academiei. Totodată publică în ziarul Pojoni Mădior Hirmondo un apel pentru culegerea cântecelor populare și a celor vechi. Pentru Rivăi, cunoașterea monumentelor lingvistice și a dialectelor reprezintă baza cercetărilor istorico-lingvistice. În 1783 devine redactorul ziarului Pojoni Mădior Hirmondo, Vestiri Maghiare din Pojon, Pojoni Bratislava, și apare un an de zile, se ocupă de acest ziar. Prima dată, apărarea tradiției și culturii populare maghiare specifice din orașul Sinicolau Mare și localitățile aferente, deci nu tradiție și cultură din Ardeal, să zicem, sau din Maramureș, unde iarăși sunt și unguri, de să fie așa mai specific Banatului, dezvoltarea economică, socială, culturală a orașului, care, dacă putem să facem ceva, de ce să nu facem, contribuirea la amenajarea, modernizarea și dotarea spațiilor în care se desfășoară procesul instructiv-educativ, care este și mai departe, dar neavând fonduri și bani, rămâne de rezolvat. Organizarea de cursuri și seminarii, adunări, editare de lucrări în diferite domenii, atât culturale și economice. Asta ne-am gândit, dacă cineva vrea să meargă la un curs de specializare sau curs de perfecționare undeva, ori pe plan cultural, să zicem, să fie instructor de dansuri sau să meargă la instructor de teatru, de piese de teatru sau cineva, atunci să-i ajutăm, prima dată să-i propunem să meargă și a doua oară ca să ajutăm și material. Deci asta erau planurile. Colaborare cu alte organizații similare din țară, din străinătate și din Sinicolau, acordare de sprijin material în favoarea unor dansatori sau orchestre, grupuri de elevi sau copii cu merite deosebite, având scopuri similare cu ale organizației. Era echipe de dansuri mixte în vârstă, deci de la copii mai mici sau elevi până la mai mari, dansatori care au participat și la concursuri și la tabere de dansuri și s-a fost și în Ungaria. În 1796 este numit profesor la clasa de poetică a gimnaziului din Estergom,
poziție la care renunță în 1799 când se mută la Comarom. Din cauza sănătății șubrezite, cere pensionarea în iunie 1800. Locuiește o vreme la Sopron, ducând o viață lipsită de activitate, iar apoi se mută la Viena, unde bibliotecile și casele binefăcătorilor săi îl așteaptă cu porțile deschise. Aici predă limba maghiară nepoatei prințului Grașalcovici, fiica contelui Forgaci, și este profesor de desen pentru contele István Széchenyi. A fost foarte, foarte important un lucru când doamna profesoară Velciov, Margareta, a reușit să adună niște bani, dolari din America. Dânsa a fost în Seattle și era acolo Asociația Ungurilor din Washington. Dânsa a vorbit, a fost chemată și a vorbit despre Sfântul Nicolau, despre oameni renumiți din Sfântul Nicolau Mare, cum este Béla Bartók și Révay Miklós. Și dânsii erau foarte, foarte, foarte entuziasmați și bucuroși că nici n-au auzit aproape de Sfântul Nicolau Mare și ce oameni de seamă sunt din Sfântul Nicolau Mare, și a adunat niște bani crezând că reușim să facem un bus sau ceva, deci o placă comemorativă mai interesantă, mai frumoasă, mai mare, mai cine știe unde să se pună, a adunat niște bani. Și a început tratative pentru placa asta comemorativă, care a reușit să facă un domn din Budapesta, domnul Kaubek Peter, și deci cu ajutorul Asociației Maghiarilor din Washington, și placa memorială cu sculptura lui domnul Kaubek a fost pus în cenad la Biserica Catolică în 2008, tot așa un fel de comemorare pentru Révay Miklós. Tot atunci au participat și domnul profesor Nagy, care la fiecare adunare noastră vine cu plăcere. Cei din America se gândesc la noi și uite ce fac pentru noi. Bineînțeles că se poate face, dar îți trebuie bani, că altfel fără bani nu merge. Și placa memorială ce am pus aici în Biserica Catolică la noi în 2007, unde au participat preoții care o să se vadă pe video, tot așa din banii așa, deci fiecare din buzunar, mai mult, Margareta a fugit, a văzut, a vorbit cu sculptorul, deci unde pune, cum se pune, când se pune, hai pune, că deja vin musafiri și nu-i pus. Și deci pot să spun că deci, tot ce este cu ideile, ce se face în legătură cu Révay, tot de la Margareta vine, ea și face, eu aprob. Cam acolo suntem.
În 1801, la Universitatea din Pesta, devine vacant un post de profesor de limbă și literatură maghiară prin încetarea din viața titularului András Vai. Révay nu-și depune candidatura, totuși este numit la Catedra Eliberată și în 1802 ocupă postul. Astfel îi se împlinește o veche dorință. Își dă toată silința pentru a face față așteptărilor. În 1803 publică o lucrare în limba latină intitulată Antiquitates, scrisă cu mult timp în urmă, despre primul monument lingvistic maghiar holotibesit, Predica Funebră. Predica Funebră datează din secolul al XII, din anii 1100. O aniversare foarte importantă, 260 de ani de la nașterea lui Révay Miklós, anul trecut, în februarie, când am avut invitați, bineînțeles, și din Ungaria, domnul Nagy, profesor universitar, doctorul Peter László, profesor universitar istoric, domnul doctor Bodo Bona din Timișoara, am avut un artist instrumentist din Mopo, Mato Matias, am avut corul de copii și niște elevi din Moco care au cântat și au recitat în biserică la noi și sculptorul din Timișoara, Molnar Gheza, care a făcut deocamdată bustul lui Révay în gips și rămâne ori nouă, ne rămâne sarcina ori orașului, ori Ministerul Culturii Sărcina să facă din bronz pentru să fie.
Cea mai importantă lucrare a sa, care deschide noi orizonturi lingvistica maghiară, este Elaborațiuni Gramatica Hungarica 1803-1806. Această carte îi aduce aprecierea celor mai prestigios scriitori maghiari ai timpului și este considerată a fi cea mai temeinică lucrare a autorului. Asociația asta a fost sprijinită, să zicem așa, cu material la diferitele organizații și manifestări ce am avut și am mai spus mai înainte. Era împreună cu Primăria Sân Nicolau Mare, cu Consiliul Județean din Timișoara, sponsorizați de noi câțiva, fiindcă era și împreună, și cei care veneau din Ungaria și cu lecturi sau cu prezentări sau ceva, totdeauna au venit cu plăcere. Numai un cuvânt i-am zis că uite ce facem, nu vreți să veniți să ne țineți ceva, și veneau fără... ne-a sprijinit mai mult spiritual, oricum material nu puteam noi să ajungem să-i plătim o deplasare sau așa ceva. Deci au fost prompți, chiar dacă unul a știut, a vorbit și cu altul, hai să mergem la Sân Nicolau, că este vorba de Revo Amico, și hai să-i ajutăm așa, că îi povestim, că noi ce știm, și au fost și din Moco când au venit.
Rivo este primul literar de după perioada otomană care se ocupă de istoria bisericii. El redactează lista cronologică a episcopilor decenali, începând cu episcopul Sfântul Gerhard și până în 1778. Manuscrisul prevăzut cu copertă ornamentală, cu o veritabilă valoare istorico-documentară, este păstrat ca o comoară în Biblioteca Episcopiei Timișorene. În arhivele Episcopiei Romano-Catolice din Timișoara există un manuscris Rivoi, datat din 1786, care conține o învățătură valabilă și în zilele noastre. Patria este sfântă, slujește-o cu cinstire. Rivoi așa a trăit. Păi eu zic așa că orașul Slămata, cum este Nicola Mare, ar trebui să caute toți oamenii care sunt cu ceva celebri sau importanți, să-i aducem, să-i facem cât un bust, care să fie vizitat, să fie iluminat, să... Deci tot ce este în orașul ăsta care poți să spui că are puțin istoric, cum e Generale 1, unde știu că a fost pe vreme primăria. Deci eu aș pune vreo două placaje sus, că aici în anii cu tare a funcționat primăria Sfântul Nicolaul Mare, țâși cu lumina, să se vadă. Deci să fie ceva, să, când intră cineva și că acum mai trece lumea, nu merge, trece granița și se oprește aici. Deci, ce se vede acolo? Hai să vedem și uite, oh, aici a fost primăria în anii cu tare. Thank you.
La 25 august 1893, învățătorii din județul Torontal reușesc să ridice din bănuții lor o statuie în cinstea lui Livoi în Sân Nicolau Mare. Din octombrie 1925, pe socul acestei statui este așezată bustul lui Eminescu. Din 2007, o placă comemorativă ridicată în orașul său natal stă mărturia respectului și cinstei cu care posteritatea îl onorează pe Livoi. Deci Livoi Mikloș, fiind așa un om celebru pentru noi, dar celebru a fost, deci noi acum nu mai apreciem și vedem ce a reușit să facă și ne mirăm că pe vremea aia cum s-a putut face așa multe. Și erau niște oameni care s-au ocupat cu asta, deci asta era țelul lor de viață. Hai să fac asta. Noi, acum toată lumea încearcă să trăiască, să lucreze, deci nu ne gândim să facem ceva pentru viitor, ceva care rămâne pentru viitor. Deci ei atunci s-au gândit, hai că, uite, asta ar trebui schimbat așa, uite aici să fac așa. Deci, ei au avut oricum și timp, nu era atâta grabă în viața lor, nu trebuia să se grăbească, dar... Deci asta ne spune, că hai să ne gândim și noi, să facem ceva care rămâne. Deci asociația asta noastră, dacă cineva, cine a dansat în ansamblu de dansuri și poate să spune, am dansat, am avut în ansamblu de dansuri în Sân Nicolau Mare și am fost acolo și amintește, hopa, asociația Livoi, să zicem că ne-a ajutat. S-a putea că uită, dar... Se poate să spunem și așa. Sau dacă mai facem ceva mai interesant, atunci iarăși rămâne așa, că asociația Livoi i-a făcut. Cum sunt asta cu bustul lui Livoi sau cu plăcile comemorale. Thank you.
Revoi moare la 58 de ani, fără a i se împlini nicio inițiativă. Revoi totuși a fost conștient de propria valoare pentru că afirma cu resemnare: în aceste vremuri vitrege mă consolează convingerea că dacă prezentul nu-mi este favorabil, străduința mea va fi apreciată de posteritate. E cam târzie această răsplată, dar măcar nu stârnește invidia nimănui. Én pedig e mostoha időben helyes tanításom tudatában teljesen megvigasztalodom. És ha e jelenkor nekem nem kedvez is, legalább hanvaimat fogja tisztelni a hálás utókor. Ugyan késő ez a jutalom, de nagyon bizonyos, és nem válik irettség tárgyába. Elaborációr grammatika hungarika, tüzetesebb magyar nyelvtan, második kiadás 1806-1056.